Una dintre opțiunile liderului de la Kremlin în contextul problemelor militare din Ucraina ar fi să atace România sau Moldova, pentru că un atac asupra unui aliat american ar diminua posibilitatea Statelor Unite ale Americii de a sprijini logistic Ucraina. Conform ziare.ro, principala problemă a rușilor în războiul din Ucraina o constituie sprijinul logistic pe care SUA îl acordă Kievului. În afară de opțiunea nucleară, Rusia are și varianta de a ataca România sau Moldova, datorită apropierii geografice a celor două față de Ucraina. Armele nucleare tactice pot determina rezultatul unei bătălii, dar nu al unui război și nu ar face pământul de nelocuit. Prin urmare, cealaltă opțiune nucleară a Rusiei este strategică, distrugerea orașelor ucrainene cu o armă de tip Hiroshima. Majoritatea românilor își pun bazele în NATO când vine vorba despre atacarea României de către Rusia, însă cât de mult îi va opri asta pe ruși? Există tot felul de zvonuri că Rusia va ataca în cele din urmă și România. Nu, nu are cum să atace, pentru că noi suntem în NATO și Alianța Nord-Atlantică nu va permite acest lucru, nu are cum să atace. Ca amenință, aia poate să amenințe, dar nu, deocamdată nu. Suntem cu ăștia aliați și nu au ce să ne facă deocamdată. Dacă America așa mâna pe noi și termine cu toată treaba asta, atunci s-ar putea întâmpla să ne dea la cap, dar nu cred. Păi asta e, nu o să ajungă nici în România și nici în Polonia și nici nicăieri, pentru că noi suntem țară NATO și e totuși dezastru mare dacă ar fi să atace una din țările NATO. Nu are cum să ne atace pe noi, deoarece noi suntem în NATO. Și asta ne ferește foarte mult. Dacă nu eram, era foarte grav. Prima țintă a rușilor ar putea fi România, care ar putea invada acum Transnistria pentru a-și salva frații moldoveni de acolo. De asemenea, au existat speculații conform cărora România devine o țintă pentru Rusia din cauza faptului că a oferit arme și ajutor Ucrainei. Aflată într-un punct în care slăbiciunea ei armată e văzută de o lume întreagă, Rusia amenință și face publică lista dușmanilor ei din vecinătate, sugerându-le că nu îi va uita, chiar dacă acum e preocupată cu Ucraina. Deocamdată, Ministerul de Externe de la București nu a luat în seamă acest raport. Nu e clar însă dacă ignorarea e calea cea mai bună de a nu da apă la moară propagandei, relatează divi.ro.